tu îți bagi de mine. Sună dacă vrei. Sună la haide. Pare de unde pune unde stă mașina ta? Termină-te. De ce ai de transpreja? Emoții? Nu mi-e cald. Bă, Lari, bă, nu mă băga pe mine de astea, mă, mâncați și curto că n-am fost eu cu nicio femeie. Familie, sunteți cu mine aici pe începutul vlogului. O să-i fac azi o mare farsă lui Tina, mamă. Deci o să-mi iau revanșa față de ea. Vreau să-i fac o farsă să mă țină minte toată viața ei, cât o să trăim noi și toată viața noastră aia lungă. Mamă, deci o să iau un sutien, o să iau un ruj, o să le pun în mașină, ea nu o să știe de unde sunt și ale cui sunt și evident că o să se întrebe lucrul ăsta și o să mă întrebe și pe mine și vreau să văd reacția ei atunci când o să le vadă și o să mă întrebe pe mine și o să mă facă nu știu de unde sunt, logic. Și după o să sun pe Nino și o să-l întreb, deci asta e, fac farsă ei cu prietenul ei, bine, acum e și prietenul meu, na. Acum aștept să urce mașină, vine de acasă pentru că am venit să o iau și mergem la studio unde va fi Nino acolo, deci... Nu știu ce să vă zic, cum am emoții, credeți-mă. Și nu mai pun nici de cal pentru că am oprit tire-ul ca să nu se mai audă nimic. Ce faci? Ce să fac, mă? Ce astfel? Mergem? Stai puțin. Da? Stai puțin, că am luat alea ca să mergem de seara la mall. Ce e la? Am luat actele alea să mergem până la mall. Am luat și de garda cu zunupi și când plecam, trebuie să punem aia pe geam. Dă și mie ceva, vezi că am un torpedo, ochelarii aia, nu mai știu dacă i-am acolo, ia vezi. E acasă. Nu, că i-am băgat eu înapoi în torpedo. Ochelari, ce sunt astea? Ce e asta? Păi, stai. Stai tu ești sănătos cu capul, tu-ți bagi joc de mine. Păi sunt ale lui Nino, iubirea mea. Nino? Iubirea mea, sunt ale lui Nino. Nino? Ce făcut căutam eu cu d-astea? Păi de când se dă Nino cu ruj, ești nebun? Sunt ale lui, vrei să-ți demonstrezi, nu să dă el la... Mie. A fost ale lui... Măi, omule, e, păi, e cupă mică! Sunt... Da, păi sunt ale lui Nino, mă... Sună acum, ți arăt, vrei să te arăt? Lari, ce este mașină? Tu-ți bagi de mine? Iubirea mea, hai să mergem la studio, că avem treabă. Păi, când păi bune, am venit de la repetiție, este obosit, mi-e când cald, mi-e foarte cald. Când te-ai întâlnit cu Nu m-am întâlnit, trebuie să mă întâlnesc cu el să-i le dau. Nu te transpiri, ce ai de transpiri? Ai emoții? Nu, mi-e cald, sunt 30 de grade afară, ce ai, doamne? De unde pune unde stă mașina ta, termină-te! De când mă dau cu ruj roșu? Zi! Păi nu te dai tu! Păi, îți dă Nino? Nu, mi-a spus Nino să le... O să vezi că trebuie să-i le dau. Să ce? Păi, tu-ți bagi joc de mine? Sun dacă vrei. Sună-l, haide! Sunt ale lui, mă, iubirea mea. Tu-ți bagi joc de mine? Sunt ale lui. Și ce face cu ele? Păi nu sunt pentru el. Lasă-mă că ești chiar nesimțit, te faci nervi, lasă-mă. Sună pe Nino. Sun. Ce, doamne, iartă-mă, caută. Stai. Mamă, să murdă, nu uneori. Stai. Sună acum, hai. Te așa să-mi pun și ochelari. Mi s-a uscat gura, tămâne cu guma asta. Sună-l. Stai puțin. Băi, cum să caute, băi, omule, ce să caute sutiene în mașină, e sănătos cu capul? Sună-l! Dacă vezi acum, stai. Doamne, mă, că te ești gura ta, doamne, ce... Dar care e? Dacă nu mai știu numărul. Păi, dar nu mai știi, caută Nino, nu tata, Nino. Că nu te scapă nimeni. Nino, hai. Gata, hai că sun. Nu spune că ești cu mine mașină. Nu spune, stă pe difuzor. Hai. Ce faci, Nino? Bine, până uite-i la colau, mâncam ceva. A, pe și eu trebuia să vin. O să vin să-ți aduc calea. Calea ce? Alea, mă, știi tu. Păi nu știu, astea. Păi lasă că o să vezi tu când vin. Ala, știi tu. Păi ce mă viața mea? Hai mă, că poți să vorbești cu mine, că sunt singur, zi. Ala, mă, Nino, mă. Nu știu, nu știu despre ce vorbești, să mor dacă știu. Ala, mă, Nino, care mi-ai zis tu să le iau eu în ziua aia, ca să nu vadă Simona, știi ce zic? Mamă, știi? Mamă, chiar nu știi, te faci că nu știi. Nu știu, mă, nu știu, păi nu știu la ce te referi. A, bă, Nino. Textele, ce, nu știu la ce
Hai că vin la tine. Hainele. Hainele? Da, mă, alea, știi tu. Mi-am uitat un tricou pe la tine, dar meu sau ce? Nu, mă, Nino, mă, hai. Ești la studio, nu? Da, mă, sunt la studio, nu știu ce haine. Hai la studio, hai că vin acum la studio, hai. Hai, bine, vorbim la studio. Hai, că e urgent, hai. Hai, bine, hai. Hai, pa. Ce mincinos. Stai că mergem acum și vezi, stai puțin, hai. Ieftinături de-astea, cârpe de-astea, păi eu am o față de-astea, băga mea. Fraților, suntem pregătiți să-i facem o farsă lui Tina. Este revanșa lui Lari, pentru că și așa, și acum trebuie să facem o farsă șmecheră, da? Sta să vedeți și urmează, că trebuie să vedem. Bă, Lari, bă, nu mă băga pe mine în d-astea, mă, mâncați-a și curi tot, că n-am fost eu cu nicio femeie, când n-am fost eu. N-am fost eu cu femei, mâncați-a și curi asta, nu mă băgați pe mine, dacă ai fost cu vreuna, tu, mai bine spune dacă ai fost cu vreuna. Băi, acum îți spățin eu oficial de aici. Băi, iar niște apă calmează. Băi, iubire, stai. Trebuie să mă duc după ei, că ăștia să ceartă. A fost o farsă, mă, uite, uite, de-aia am și venit cu telefonul după voi să vă filmez. A fost o farsă, Tina, nu vă mai certați, gata. Trebuia să ne luăm și noi revanșa, nu? Așa, uite ce mi-ai făcut. Așa revanșa, era un pic mai mică de ce am făcut eu. Pe bune, și chiar aiurea, m-ai făcut să-mi pun tot felul de gânduri. Eu tot am pus kilos de bărbați în mașină și tampoane și prezervative. Pe bune, le-am împrumutat și noi de la cineva și îi vine să plângă, mă, băi, gata, nu mai contează. O gagică, o fostă gagică de-a lui, mai veche, Nina. Foarte puțină. Fug, băi. Gata, a fost o farsă, da? Nino, îți mulțumesc. Da. Faceți voi finalul, hai că vă filmez eu dacă hai. Finalul ca să spuneți gata, familie, s-a oprit. Gata, familie, asta a fost farsa, ne-am răzbunat. A fost tot ce trebuie. Bine. Suntem forță. Dacă vreți, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Nu avem. Dați like, comment, share. Like, comment, share, subscribe. Și scrieți în comentarii care farsa a fost mai bună. A mea sau a lor. Dacă vreți și farsă, să știți că ne dați și nouă ceva pe la barbă. Ne spuneți cui vreți să faceți și dacă plata e bună, facem și farse. Și că dă la pe intervenție. Bine, vieță mea. În comentarii care farsa a fost mai bună. A mea sau a ei. A mea, cu siguranță. A ta a fost nesărată. Nesărată. Te iubesc. Ce te iubesc? Ai fost ca nesărat. Nu mai sperie așa, că divorțez. Nu vreau să-ți dau inelul. Am vrut să-ți dau inelul înapoi. Hai, vă iubesc. E genul de fată puțin complicată, te face să lupți într-o ea. Cu măsă, cu tansă, cu sosa, cu frasul, mă dăr și e tot a mea. Sunt genul de fată puțin complicată, prea mă răzvățată, da. Cu mama, cu tata, cu toată familia, te luci ca să fii vaca.